Oriunde te vezi. Da, operații cu frații. Încă o dată spun, nici nu știți ce bine facem multora care îl vedea filmul ăsta, că la clasa a patra am început să ne dăm drum la operație cu fracții. Este spectaculos. Nu l-o vedea dacă... eu, dar văd oricum după ce punem pe... Sigur că da. Pe ce? Fracții, punct și virgulă, operații cu fracții. Pentru început să ne amintim cum se adună fracțiile, cum se adună, cum se mulțesc și cum se împart. Da? Deci pentru început o să facem așa. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Da, doar 1 pe 2 plus 1 pe 2. Că doar 1 pe 5 plus 3 pe 10 minus 2 pe 2 pe 6. Egal. Oh my god. Manu, trebuie să mulțim. Deci primul mulțim cu 6. Al doilea cu 3. Să spunem amplificăm. Pe primul îl amplificăm cu 6, pe al doilea cu 3 și pe ultimul cu 5. Dar dacă pe al doilea... Da, prin 10. Domn profesor, am o întrebare. Pe primul a zis că amplifică cu 2. Cu 6 am zis. Dar nu am putea să punem... Lasă 6, pentru că îți dă 30, 30, 30. Pentru că ai dă boss, îmi dă 9, 8, 8, 8, 8. E bine. E bine, lăsați așa după profesor, vă rog frumos. Da, 30, 30, da. Asta e altul mai mic decât 30, nu vedem. Eu nu vreau să văd. Și la 5 și la 10 nu se poate. Deci, atunci amplificăm pe ăsta cu 6, pe ăsta cu, ai zis Davide, cu 3. Da. Pe ăsta cu 5, da? Da, domn profesor. Și rămâne, devine 6 pe 30, da? 6 pe 30. 9 pe 30. Plus 9 pe 30. Minus 10 pe 30. Pe 30. Și este ca răspuns. Și este ca răspuns. 6 pe 30. Avem 30, o punem o singură. 5 pe 30. 6 și 9, 15 minus 10. 5 pe 30. 30. Și lași tu fracția asta așa, te lasă pe poți să o ampli, să fac mai mică. Prin 5. Prin 5. Prin 5. Să fie 1 pe 6. Și bravo, copii. Bravo. Excelent. Excelent. Deci așa se adună și se scad fracții. Așa se adună și se scad fracții. Cum se mulțesc două fracții? Deci, pentru adunare. Acum, repetăm. Cât faci 3 pe 5 ori 10 supra 9. Oh my god. Stați, domn profesor, primul îl mulțim cu 9 și pe al... Dar nu mai este ca la adunare. Păi la mulțire, ăștia între ei și ăștia între ei. A, da. Deci numărătoare între ei... 30 pe 4. Da, mie nu-mi plac fracțiile reductibile. Asta e. Mi-a de prin 3 cu 9, primul trebuie să-l împărțim prin 3. 10 cu 5 cu prin 5. Să-l vedem să-l urmească și el. 3 ori 10 face 30, da. 30 pe 45. Pe 45, care este simplificabilă printr-un... Prin 3 cu 9 prin 3. Și atunci am avea 3. De ce nu? 30 nu se împarte la 3? Da, se poate. Și 45. Deci vine 10 pe... Până ajungeți voi la ce mi-a dat mie, aveți cale lungă de bătut. Da. 10 pe 15. Puteți mai amplificăm o dată pe 5. Păi, o dată că pe 5 și egal cu 2 pe... 3. Pe 3. 2 pe 3. Și gata. Da, vedeți, da, munce, bă. Nu puteam mai să facem treaba asta la început? Uite, ne închepuiam că s-a și mulțit și până mă facem simplificările. Adică 3 cu 9 se simplifică și se împarte și... Da, chiar! Da? 1 și 2, 1 și 3. 3 împărțit la 3 face 1 și 9 împărțit la 3 face 3. 3. Șmeche! Și 5 și 10. Oh! Și acolo rămâne 1 și acolo 2. Deci 1 și aici 2. Și atunci ne dădea direct 2 pe 3. 1, 3, 3, 2 pe 3. Șmeche! Ca să nu pierdim timpul. Dar nu mai numărțim, domn profesor, spuneți-i. Păi da, am stabilit. Dar nu mai numărțim. El a vrea de gând să aducă la aceeași numitor. Și amintit, zice, nu, nu mai n-am voie. E cam imposibil să aducem la același numitor numai la adunare și scădere.
Dar în rest, la mulțire, trebuie să mulțim numărătorii între ei și numitorii între ei, da? Și, dar înainte de a face mulțirile, facem simplificările. Da? Te rog acum, Davide, pe tine, cât este 3 supra 14, mulți cu 2 supra 9, ori 7 supra 5. S-a spus că nici nu a scris. 3 pe 14, ori 2 pe 9. Nu știu. S-a dat o grea, sigur că da. Ori 7 pe 5. Poți să mulțești peste toți, îți dau un număr și te-am putut simplifica pur. Oh, nu! Dar faci tu, nu mai faci. Adică să mulțești plus în pas, dar și pe la... Nu știu, pe primul, pe 3 îl împar la 9. 3 cu 9, 3 cu 9 merge. 3 cu 9 că se face. Se face treaba. Unde rămâne 1? 1. Aici rămâne 1 și acolo 3. Bun. 2 cu 14. Bă, da, băi, perfect, 2 cu 14 și aici rămâne 7 și aici. Cea 2. 1. 1, mă? 2, păi la 2 faci 1. 1 și ce mai greu. De ce? Știu că n-ai ascult, dar putem 7 cu 7. Sigur că da. 7 la orice distanță ai fi, poți să faci. Deci, păi tu mai acolo poți fi, poți fi la capătul de la mulțime, pe sus jos. 7 în părți la 7, 1. 7 în părți la 7, 1. Da? Și cât dă? Dă! 1. 1 pe 15. 1 pe 3 ori 5, 15. Deci egal cu 1 pe 15. Dacă... Nu plăc astea. Nu? Asta e mântare. Stai să vezi că dacă te punea să mulțești... Că dădea 42 pe... Vine cât la mulțești? 3 ori 6. Nu, 6 ori 7, 42. 70 ori 9 ori 9. Asta nu-mi place să fac. 14 ori 9 ori 5. 142 pe 140. Deci 14 pe 140. Deci 14 pe 140. Prin 7. Simplificam prin 7, prin 2, 3. 2, prin 3, prin nu mai știu ce. Dar de ce să pierzi noi timpul cu așa ceva? Nu mai bine suntem atenți și facem simplificări. Aici nu e 140, mai mult. Da, mai mult. Bă, nu, 15 ori 42. Păi 14 ori 5, care dă 70 ori 9. 630. A, da. 630. Așa. Mă gândeam la 630. Păi ce am făcut acum este spectaculos. Ca să nu facem înmulțirile și ne apucăm tot una simplificări, există riscul să greșim. Păi și timp consumat cât cuprinde. De ce la înmulțire? La înmulțire să... Tot, cum să nu? Dar asta trebuie făcut tot timpul. Nu faci înmulțirea să pierzi timpul, ci faci simplificările cât se poate de tare la un cap în altul. Da? Păi nu se... Scrie acolo. Davide, fii atent! Scrie acolo. Davide, fii atent! Șmecheria... Davide, fii atent! Șmecheria asta trebuie reținută. Dacă nu o rețin, muncești. Davide, fii atent! Șmecheria asta trebuie reținută. Da, mă! Îmi place cum îi spui. Davide, fii atent, ești șmecher. Davide, fii atent, ești șmecher. Da, da, fii șmecher. Fii șmecher, memorează. Da. Și acum formăm un egășițiu. Memorează. Aveam eu o întrebare, da, poți lăsa. Davide, fii șmecher. Memorează. Memorează, că e important, da? Păi și așa și tu o să geată unde. Acum, să ne amintim cum se împart. Ia să vedem. 3 pe 5. Acum, da, 3 pe 5, Davide, împărțit la 4 pe... Mi-ați ghicit întrebarea. Împărțit la 4 pe 3, Davide. Scrie chestia asta. 3 pe 5, împărțit, da? Egal cu 3 pe 5, înmulțit cu asta răsturnată, cu a doua răsturnată. 3 pe 4? Înmulțit cu 3 pe 4. Iar înmulțirea... Știi să faci, 3 ori 3, 9, iubesc chestia asta. 4 ori 5, 20. Dar nu-mi plac fracțiile respectivele, domn profesor. Tocmai. 3 cu 3. Nu, aici nu. Aici nu. E 3 cu 3, dacă e așa, numărător, numitor. Da. A, dar nu că nu mai deci aici, da, da, da. Aici la împărțit nu poți să faci asta, după ce scrie mulțirea. Așa, da, 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 ea, practic, se transformă într-o fracție de așa asta, care nu mai este simplificabilă. Da. Este ireductibilă în clipa asta. Deci, Daria, fii atentă, fii șmecheră, nu face simplificarea la împărțire. Dar n-am uitat, adică am uitat. Bine, de-aia eu, dacă n-am punctat asta, nu pentru tine, ci pentru toți prietenii noștri. Da.
Nu uitați de like și share. Nu uitați de like și share. Deci, iată că adunarea a văzut, înmulțirea. Înmulțirea și împărțirea. Aha. Când o să posteze. Da? Și împărțirea. Și acum, hai să facem un exercițiu. Noi acolo la îndemână un exercițiu? Nu, îl dau eu. Îl dau eu, că e sigur, da. Îl dau eu, îl dau eu. Da, dumneavoastră, cu adunare, cu potrete coloberate. Cu de toate! Cu diminuția. Dar cu plus. Plus și minus. Nu, mai mult cor, că îmi plac. Și mulțire și de cor. Păi dacă ați învățat și împărțire. Da, ține doar cu împărțire, că aia e mai ușoară, nu zic știu. Dar tu ai înțeles cu împărțirea, da, bine? Prima cu a doua e mesa, tot vă înțeles? Mulțirea și împărțirea mi s-a părut cea mai ușoară de la fracție. Da, la adunare și scădere, e munca aceea de a dus la aceeași jumătate. Da, la mie mi se pare cel mai ușor la prima. La adunare și la scădere? Soi! Îți place, nu? Da. Îmi place ușor de să găsi. Asta e șmeche, că te dau să găsești. Poți găsești numărul ăla. Da. Îți împarți la toate. Teribil. Hai să zicem acum. E șmeche. 1 pe 10 minus 3 pe 12, 3 pe 12 plus 5 pe 14, totul, no, și aici împărțit la 1 pe 2. 3 pe 7, împărțit la 3 pe 7. Dumneavoastră chiar vreți să mă distrugeți. Ba nu e așa de greu, de acolo. Așa. A, deci vreți să facem 5 pe 14 împărțit la 3 pe 7? 5 pe 14 împărțit la 3 pe 7. Totul de mulțit, Davide, cu 3, 5. Vreți un număr? Plus la prop. 2 pe 3. Totul, într-o paranteză de asta mă bag. Eu mă bag! Ori. Mulțit cu, împărțit la 2 cincii. Împărțit la 2 cincii. Număriți. Plus 1. Pune și acolo, profesor. Plus 1, tot într-o acolade. Da, vede? Tot într-o acolade. Rani Lămașă! Let's go! Plus 3. Egal cum. Nu, n-are rost barbul asta. Ce mulțit. Mulțit cu 5 minus 3. Egal. Și Daria e la manșă. Hai. Yes. Cine Daria? Eu, da. Nu mă bag eu, deci. Așa. Să vezi. Deci, acoladă, paranteză pătrată, paranteză rotundă. Ce facem din paranteza rotundă? Păi, din paranteza rotundă facem mai întâi împărțirea. Corect. Deci facem împărțirea, nu ne agățăm de asta. Da. Dar totuși, trebuie observăm că 3 pe 12 apare. Da. Nu-mi plac fracțiile... Ireductibile. Împărțim prin 3 și ne dăm 1 pe 4. Nu-mi plac fracțiile reductibile. Reductibile. Și eu le vreau să fie ireductibile, da. Să nu se mai simt. Adică scrie 1 pe 10, 1 pe 12, minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4, Davide. Da, ce am zis? Da? Pe 1 pe 3, 1 pe 4. Plus... Și... Plus 15 pe 14. 5 acolo, Daria. 5, a, da, iertă. Daria, e 35 ori 7 pe 3. Ori 7 pe 3. Împărțire, nu-i mulțire. Închide paranteza rotundă. Ori 3 pe 5. Plus 2 pe 3. Închide paranteza pătrată. Împărțit la 2 pe 5. Putem să facem ori. Plus 1. Ori. Deci am scris tot greșit. Așa, ce? Nu împărțea 2 pe 5, o să îl pui ori. A, ori 5 pe 2, da. Da, așa. Ori 5 pe 2. Cât știm. Plus 1. Ori 5 pe 2, plus 1, închidem macolada, ori 1 pe 5, da. Minus 3. Și egal cu? Și este egal cu acolada, paranteză pătrată, paranteză rotundă. 1 pe 10, minus 1 pe 4, plus... Plus. Avem acolo, putem să facem 14 este 35 pe 2. Da, mă, dar întâi simplificăm, ne uităm. 6, 5 cu 3 nu se poate, dar 14 plus, cu 7, da. Plus 5 pe 7. 1 și aici 2. Ori 1 pe 3. 5 ori 1, 5, supra? Supra 2. 2 ori 3.
15 pe 6. Plus 5 supra 6. Plus 5 supra 6. Ori 3 pe 5. Ori 3 pe 5 plus 2 pe 3. Aqui na paranteza pătrată. Ori 5 pe 2 plus 1 de macolada. Ori 1 pe 5 minus 3. Internatul plus o să mă așteptat. Este egal cu acolada. Să-l așteptăm și pe el. Da, să-l așteptăm și pe el. Deci 1 pe 10. Nu, eu s-a deja paranteza pătrată. Așa. Ori, deci, da? Ori. 5 pe 2 plus 1, totul de mulțit cu 1 pe 5 minus... Dar trebuie să te uiți aici pe căițelul tău. Eu mai bine m-aș uita aici decât să mă uit la tablă. Așa e obositor capul. Și o amețești. Nu mi-e bine să te uiți așa pe căițelul tău? Da. Așa faci. Și acum să-mi dictezi mie. E cam mai departe cu. Treci tu la mașă. Nu. Hai mă. Hai mă, că ai încredere în tine, că poți. Aici avem de făcut asta. Asta ca și toate ție. Găsește tu numărul. Păi, păi fă. Știu, m-am prins. Nu m-am prins. Stai puțin. Să-mi vine idei. Da. Poți să vă dau eu o idee? Nu. La tăptie. Dacă e la manșă. Manșa asta cu tot. Nu-i corect. Da, da. Să vezi că el se descurcă. La 30 ai avut ceva treabă? Pe 2 le-ai lămurit. Că 30 se împarte și la 6 și la 10, da? 30 e bun. Acum multiplică pe 30. De 2 ori 30. 60. 60. Se împarte la 10? Da. La 4? Da. Vezi, 15. Și la 6? Da. Ăla-i. Adică primul fac. Deci ai făcut măcar pentru 2, de ai făcut fericiți pe 2. Fac o 6. Deci cât? Dar primul fac o 6. Da? Deci 6 ori faci. Domnul profesor, ai... fac mai întâi 1 pe 10 ori 6, adică mulțumesc-o cu 6 și la 5 pe 6 mulțumesc-o cu 10. 60 de minute. Păi da, dă la scădere cu minus? Da, dă la scădere cu minus, că avem 6 pe 6. O facem modificare. Facem plus și sus. Da, și sus aici, modificarea asta, ca să nu mai apare problema asta. Da? Așa, deci îți fac, înmulțesc 1 pe 10 cu 6. Asta cu 6. Adică 6 pe 60. Da. Asta va fi cu... Cu... 15, adică, da, cu 15. 15, da, că se împarte exact. O să fie 15 cu 60. Da, și aici cu? Și aici o să fie cu ori 10. Cu 10. Și atunci va fi Davide, e egal mai departe, te rog să vorbești. O să fie 6 plus... Așa deodată, mă. Și pun 60. 60 plus... Și sus vine 6. Scrie chiar așa. De 40... Nu, mă, și fă calcul, mă, 6 plus 15, ca să-ți aleagă tot omul. 6 plus 15 plus 50. Plus 50. Hai, mă, scrie, deci nu scrie, mă. Ești la mașă. Eu am scris astea, uitați. Unde ai scris cu astea? Am scris 6, 60. Așa. Dar vezi cum am revenit eu. Scriu o singură fracție. Da? Scriu un singur numitor, nu la fiecare 60. Deci scriu toată asta și pe aia fac. Bun. Ori 3 pe 5, da. Plus 2 pe 3. Vezi? Ești maker. Da? Pe 60. O singură dată, da? Ori. Ori. 3 pe 5 ăsta. Plus 2 pe 3. 3 pe 3. Te uiți la căițelul tău. Plus 2 pe 3. Închidem paranteza pătrată. Da. Ori 5 pe 2. Plus 5 pe 2. Închidem macolada. Așa. Ori 1 pe 5 plus 3. Ori 1 pe 5 minus 3. Și egal cu. 71. Deci egal cu 71 pe... 60, 71 pe 60. Da, conduc.
Ori? Ori 5. Ori 3 pe 5, da? 3 pe 5. Hai mă, ca și nu mai scrim o dată. Se mai vede că s-ar simplifica 3-ul ăsta cu 60, mă. Da. Prin 3. Da. Și rămâne aici 1. Ați văzut că o să rămâne și aici o să rămâne 20. 20. Și atunci noi zicem 71 pe 20. Da. 71 pe 20, ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5, da? Da. Plus, uite pe acolo, uite pe căițelul tău, plus ce? M-am pierdut. Hai, uite pe căițelul tău acolo. 71 pe 20, 10. Ori. Știu că așa am făcut eu. 1 pe 5. 1 pe 5. Este plus? Plus 2 pe 3, uite, în continuare. Plus, ai pe căițelul. 3. Pătrată, nu, plus 2 pe 3, închis paranteza pătrată. Așa plus 2 pe 5, plus 1, închidem pacolada, ori 1 pe 5, minus 3. 2 plus 1. 1, 1, 1 pe 5, domn profesor, acolo a scris 1 pe 3, uitați acolo, aici, domn profesor. Aici unde? Aici, ori 1 pe 5. 1 pe 5. 1 pe 5 aici, da? Da, da. 1 pe 5, corect. Deci, văd și eu, ori 1 pe 5, da, minus 3. Minus 3. Și egal mai departe, da. Și egal mai departe. Hai să împulțim astea două. 71 ori 1. 71 pe 100. Pe 100. Corect. Egal cu 71 supra 100. Plus 2. Plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3, da. Asta mi-a dat și mie. Bun, tot într-o paranteză. Păi, domn profesor, eu pot să fac aia de acolo. Facem o facem când vine timpul. Da. O facem când vine timpul. Ok, e ușoar. Ori 5 pe 2, te rog. 5 pe 2 plus 1, chidem acolo, da? Ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5. 1 pe 5, da. Minus 3. Minus 3. Egal mai departe. Acum o faci. Acum pot să fac. Deci prima o mulțesc cu 3, cu 3 și a doua cu 100. Corect. Corect. Și numitorul care o să fie, Davide? Numitorul o să fie 300. 300. Punem 300, Davide. O linie, da, 300. Cu singură linie, 300. Deci egal cu 300. Iar la numărător zicem 3 ori 1, 3. 3. 3 ori 7, 21. 200. 13. Plus 2. Plus 200. Plus 200. Ca și cu 100 ai zis. 413. Lasă că vedem noi. Sub plus 200, plus 400. Dar ușor, după 400. Nu, dar eu fac calcul greu, greu. 200 era 200 de grea. Plus 200, plus 400. Păi plus 200, da, 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 da. Plus 200, perfect. Da, plus 3. Ori. Cât? 5 pe 2. O 5 pe 2, așa mai zic și eu. Plus 1. Plus 3. Nu? Plus 3. Plus 1. Tot un parant. Minus 3, da? Minus 3. Adică minus 3 pe 3. Adică acolo da ce, nu? Ori 1 pe 5. Da, pe 3, dar unde să dai? Că am, nu știu, știți, eu am scris 400 pe 3. Am și o întrebare. Acolo când a spus minus 3, adică minus 3 cât? Adică că 3 pe 3 dă 1 întreg. Nu, minus 3 pe 1. Minus 3 pe 1, dacă rezolvezi așa. Minus 3 supra 1. 3 împărțit la 1, adică 3 supra unitare. Da, e o fracție supra unitare. 3 supra 1, cu numitorul 1. Exact. Mamă, ce nume au azi. Da. Deci plus 1, înmulțit cu 1 pe 5, Davide. Minus 3. 5 minus 3. Și egal cu? Și egal cu 413 pe 300. 413, cum ai zis tu, 413 supra 300. Ori 5. Păi da, și eu aș simplifica. 5 cu 300. 5 cu 300 prin 5, rămâne 1. Rămâne 1. 60. 60. Și poți să... Și faci și mulțire. 400 supra 413 ori 1. Ori 1, 413. Și 60 ori 2. 120. 120, nu, faci treabă, nu vreau. 120. 401, 3. Pe 120. Plus 1. Plus 1. Așa. Așa. Ori. Ori. 1 pe. 1 pe 5, minus 3. Egal cu? Egal cu 400. Aici. Aici, unde trebuie să adun numărul ăla? Uite, unul ăsta poți zici că e 1 pe 1. Păi, eu tu nu fie
Da? E același lucru. Adunăm la același mitor, aduci la același mitor. E același lucru. Da, ca și cum ar fi fost unul. Dar acum aducem, numitorul este 120 și este amplitor cu 120. Adică o să fac 120, 230. Așa. Adică o să-mi deie, o să-mi deie... Dar atenție, ai ce contă aici? 33. Deci, când ne dă, vedem noi când ne dă, dar e important să înțelegi că numitorul dintre 121 este 120. Deci amplificăm pe ăsta cu 120. Ah, da. Da? Ok. Și o să fie, acolo e 5 + 3 = 3 533 pe 5 600 minus 3. Dar are dreptate. 3 pe 1 și acum trebuie să amplificăm aici cu 3. Cu 600. Cu 600 pe 3 ăsta. Și atunci de ce punem plus aici, Dan? Plus peste tot, adică... Nu, băi, dar mai pui plus la sfârșit, mă, că nu modificăm ieșițiul. Gata. Da? Și acum amplificăm cu 600 aici. Și asta cât face? Va face 533. O să fie 533. Plus 1800. Supra 600. Supra 600. Și calcul. Care nu va da... Să scrie eu fac calcul, așa spune. Da. 33 la final trebuie să dea 33, 5 plus 8, 3 și 1, 2333. Deci finalul va fi 2333 supra 600. 2333 supra 600. Asta este răspunsul, da? Așa ți-a dat. Foarte bine. Dar nu pot să mai simplu. Asta e bună. Da. Ia să vedem. 2 cu 3. Prin 100 nu. Prin 100 nu. Prin 2 nu. Da, prin 2. Par. Prin 3. Prin 3. 2 cu 3. Nu, nu putem. Nu merge. Din cauza lui 2 ăsta. Prin 4 acolo. Prin 6 acolo mergi pe 2 și prin 3 mergi. Prin 4. Prin 4 s-ar putea. Prin 5 nu. Nu, nu mergi 2-ul. Dacă nu mergi 2-ul. Nu, 2 nu mai poți să-l luăm ultimul. Prin 6 nu. 6 are 2 și un 3. Prin 5 nu. Prin 5 nu, când nu ultima ce vei 5. Prin 7. Nu știu, acum încercăm prin 7, dar nu merge 600 prin 7. Da, da, da. Și nici ce vreau să caut pe 7? 8 prin 8 nu. Păi nu merge 2-ul. Dacă nu merge 2-ul, 9 nu merge. Și tot nu poate să termine prin 0. Da. Și gata. Și 10 nu merge. Cred prin 11, prin 13, tot mă gândesc mai departe. Dar caut divizorul ăsta. Prin 11 nu, că nu se poate termina un număr. Este mai mult ca sigur fracție ireductibilă. Da, e fracție ireductibilă. Da, da. Ei, David, n-a fost greu, mă. Te speriai, dar e important să știi cum se adună, cum se mulțesc, cum se împart și ordine vectorii operației. Atât tot, paranteze, e ca și înainte. Dar nu m-am fi de antrenament trebuie. Așa, dar eu prima exerciților. La revedere! La revedere! Nu uitați de like și share! Dar ce facem aici la sinteza orei cu ce? Ce scrie? Fracții! Probleme cu fracții. Deci am zis așa. E tot la figurativă. Probleme cu fracții. Mai e tot la figurativă. Autograf. Așa. Doamna profesor, noi așteptăm autograf. Am înțeles. Doi? Și eu. Deci probleme, metoda fracții, metoda cu fracții, metoda figurativă și fracții, operații cu fracții, da? Fracții, operații cu fracții. Da. Așadar, ne oprim aici. La revedere! Și ce le spunem? La revedere! Nu uitați de like și share! Asta e mai important lucru. Important.